Președintele Klaus Iohannis face chiar acum declarații la finalul ședinței CSAT legată de atacarea Ucrainei de către Rusia. Siguranța sa și a familiei sale. România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile. Statutul de membru NATO și al Uniunii Europene, partenerul strategic solid cu Statele Unite ale Americii, constituie o umbrelă de securitate extrem de solidă. Niciodată în istoria noastră nu am fost mai bine protejați în fața oricărei potențiale agresiuni. Vreau să subliniez foarte clar. România nu va fi atrasă în conflictul militar din Ucraina. Mai mult, vă asigur că voi lua absolut toate măsurile care se impun, împreună cu Guvernul, Parlamentul României și aliații noștri internaționali, pentru ca securitatea și siguranța cetățenilor români să nu fie sub nici o formă afectate. Încă din 26 ianuarie, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, am analizat toate scenariile posibile și am luat măsurile necesare pentru a fi pregătiți indiferent de evoluția situației. Am discutat și acum, în cadrul ședinței de astăzi a CSAT, despre ultimele evoluții și măsurile care trebuie luate urgent pentru a răspunde acestei situații de criză majoră. România este pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual conflict de durată între Rusia și Ucraina. Suntem în permanentă legătură cu aliații și partenerii noștri din NATO, din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru a găsi cele mai bune soluții și a oferi asistență umanitară dacă situația o va cere. În acest context tensionat, se impune, fără doar și poate, consolidarea consistentă a flancului estic. Forța noastră este, în primul rând, aceasta. Suntem uniți, suntem fără teamă și rămânem neclintiți împreună în fața unui agresor care amenință, prin acțiunile sale, pacea întregii planete. În aceste momente tragice, gândurile noastre se îndreaptă către poporul ucrainean, către toate femeile, bărbații și copiii ucrainieni, obligați să tărească în teroare victime inocente și colaterale ale unui război pe care nu îl înțeleg și nu și l-au dorit. Oricât de mult rău ar încerca să facă ultimii revizioniști ai istoriei, trebuie să știe că lumea pe care vor să o reînvie a apus de mult. Noi, națiunile democratice, suntem aici și nu facem niciun pas înapoi pentru a ne proteja valorile și tot ce am construit până acum. Vă mulțumesc! Președintele Klaus Iohannis în direct de la Palatul Cotroceni după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe care a convocat-o în această dimineață, imediat după ce Rusia a atacat Ucraina. Președintele a ținut să se adreseze națiunii dând cele mai ferme asigurări că suntem în siguranță la adăpost în acest parteneriat care ne oferă garanții ferme, parteneriatul NATO. Rusia este agresorul, spune președintele. România nu va fi parte a unui război. În același timp, România este pregătită să facă față. Este în continuă legătură cu partenerii pentru a oferi soluții, mai ales la criza umanitară, dacă situația o va cere. Suntem uniți, rămânem neclintiți în a ne apăra valorile. România face tot ce este posibil și în niciun caz un pas înapoi în a-și apăra valorile și principiile. Rusia amenință prin acțiunile sale
pacea întregii planete, Klaus Iohannis. Două fraze cheie acolo la care să ne uităm, Alice. Una dintre ele zice așa: România nu va fi atrasă în conflictul din Ucraina, adică există o imposibilitate de a sprijini cu trupe, armament sau orice alte acțiuni de tip militar forțele ucrainene. Asta este primul anunț important. Și doi la mână, spune președintele că de-a lungul ultimelor luni autoritățile române au studiat toate scenariile posibile în această confruntare. Asta înseamnă că au studiat și posibilitatea ca Ucraina să fie ocupată de Rusia sau să existe o putere favorabilă Rusiei. Și aici, probabil pe viitor, domnul președinte Iohannis va trebui să ne dea mai multe lămuriri cum se va comporta România și aliații noștri cu un vecin care va fi de factura Belarusului sau chiar de factura Rusiei. Despre asta este vorba în acest moment. Suntem vecini cu o țară aflată sub ocupație și care posibil o să poată să devină o țară agresivă. Și atunci întrebarea este cine urmează. De asta e atât de important pentru noi acest moment. Am să reiau pasajul în care președintele ni se adresa nouă ca cetățeni ai acestei țări, vecine cu țara în care are loc acum o invazie. Dragi români, știu că sunteți îngrijorați de conflictul care are loc nu departe de granițele țării noastre, dar vă asigur, niciun român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale. România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile, statutul de membru NATO și al Uniunii Europene, parteneriatul strategic solid cu Statele Unite constituie o umbrelă de securitate extrem de solidă. Niciodată în istoria noastră nu am fost mai bine protejați în fața oricărei potențiale agresiuni. Și mai spunea președintele Cătălin mai devreme că niciodată nu e prea târziu ca vocea rațiunii să învingă. Singura soluție, susține Klaus Iohannis, de a depăși cu bine această gravă criză este cea diplomatică. Da. Te-aș invita, Alice, între timp, sigur că astăzi o să avem nenumărate ediții speciale. La ora 18, Ioana Iene Dogioiu vine în studio alături de Armand Goșu, Harry, Marcu Bucur și alți invitați pentru a discuta situația din Ucraina. Noi o să ne întâlnim și la România în direct. Alice, pentru câteva minute te invit însă să mergem la Chișinău și acolo situația este sub observație și foarte complicată. Starea de urgență a Republica Moldova a fost un consiliu de securitate în această dimineață, dar mai mult decât atât sunt imagini impresionante la granițele Republicii Moldova și de asemenea să nu uităm de Transnistria. L-am sunat pe domnul Victor Munteanu, care este directorul Departamentului Juridic și pentru Drepturile Omului din cadrul Fundației Soros de la Chișinău. Îi spun bună ziua! Bună ziua, Cătălin, bună ziua, Europa FM, dacă poate fi numit o zi bună asta. Da, în primul rând, haideți să ne uităm la imaginile de la granița dintre Moldova și Ucraina. În România sunt cozi la intrarea în țară, cum e acolo? Bănuiesc că e aceeași situație. Din câte știu, deocamdată, Ministerul de Interne și Serviciul Migrație și Azil are această situație sub control, deși presiunea pe graniță crește foarte tare și este posibil să fie necesar o mobilizare a populației pentru ajutor, pentru acord de cazare, mase, eventual persoanelor refugiate din Ucraina. Deși situația este atât de ciudată de-a dreptul, pentru că astăzi suntem în situația când putem primi refugiați, dar nu este exclus, depinde cum vor evolua lucrurile când cei din Moldova vor avea nevoie de un astfel de azil mai departe către România, pentru că marea întrebare și marea necunoscută în această ecuație este ce se întâmplă cu trupele din Transnistria. Da, chiar ce se întâmplă fizic acum? Ce se întâmplă fizic acum în Transnistria? Fizic se întâmplă următoare. La 6 dimineață ne-am trezit cu sunete de canonadă, pentru că la Odessa s-a tras de pe corăbii, de pe vapoare, de pe mare. Și acestea sunt cele mai puternice răsunete. Deci noi am avut clar răsunete de canonadă dimineața la 6. Cu asta ne-am trezit. La ora 12 spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis, pentru că sunt deja 5 sau 6 aeronave
la sol și iarăși Republica Moldova, pur și simplu cu un aeroport minuscul cât un nasture nu poate face față. Adică e vorba de avioanele care nu mai pot intra în Ucraina pentru că... Nici Republica Moldova. Deci, da, cele care au autorizat nu mai puteau intra în spațiu aerian ucrainesc. Sunt 5 sau 6 la sol la moment. Iar la 11:30, atenție, am avut anunțat cod galben pentru alertă teroristă. Și aici cred că trebuie explicat un pic, pentru că în Republica Moldova lucrurile stau un pic diferite. Ceea ce de ce trebuie să ne temem noi cel mai mult aici, mai degrabă, este o tot felul de acțiuni subversive și acolo anii a cincea eventual. Acest lucru poate fi unul din planurile strategice. Deci sunt câteva scenarii. Pe domeniul transnistrian. Poate să nu se întâmple nimic și posibil că armata acolo să fie pregătită pentru intervenție către Ucraina, deci din spate, din partea de vest. Poate fi un scenariu prin care, asta este cel mai prost scenariu, prin care apetitul crește, da, atât timp cât nimeni nu se opune real lui Putin în această nebunie pe care a declanșat-o, pentru, nu putem spune decât este o nebunie declanșată de un tiran care și-a pierdut mințile și apetitul va crește, posibil, și este posibil, dacă crește, atunci trupele dislocate rusești și cele din Transnistria, sincer, pentru ele nu cred că este o mare problemă să ajungă până la Prut. Asta este o chestiune. Dacă se decide așa ceva, nu vor avea mari impedimente să facă acest lucru. Și un alt scenariu care este probabil mai degrabă sunt tot fel de acțiuni subversive și care, având în vedere situația, sunt gândite să facă răsturnări de guvern, aici tot felul de acțiuni de acest fel. Tocmai de aceea, Victor, cred că s-a instituit acest cod galben de alertă. Victor Munteanu, înțeleg o informație de la Chișinău, o recomandare a guvernului pentru a vă face rezerve de apă potabilă. Care-i sensul acestei recomandări? Cred că tot de acolo, bine, ne-am spus, pentru că pericolul e foarte mare. Înțelegeți, aici există ceea ce nu există în România. Există o atâta gunoi informațional și există atâtea toxine venite prin sursele media rusește, spălare de creier și încât e foarte greu să înțelegi care, unde este adevărul și câte minciuni se. Dar e foarte posibil, dacă e vorba de acțiuni subversive, tot felul de explozii la locurile esențiale, economice, fie că e vorba de apă, canalizare, electricitate, gaz, lucruri care sunt destul de posibile. Suntem într-o zonă de, practic într-o zonă de mitrofă de război și care oricând, prin efectul spillover, da, poate trece și în partea asta. Așa că aceste îngrijorări sunt argumentate, după mine. Victor Munteanu, mulțumesc tare mult. Este directorul Departamentului Juridic și pentru Drepturile Omului de la Fundația Soros din Chișinău. De aici, sigur, de la București, noi suntem, firesc, mai puțin îngrijorați, dar toate datele pe care le primim arată ceea ce poate face acest personaj cu, având atât de multă putere. Și în ce fel ar putea să contamineze acțiunile lui alte părți ale altor țări aflate în zonă? Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, Cătălin, va face o declarație în mai puțin de o jumătate de oră. Evident că vă ținem la curent, ascultători de Europa FM, cu ce anunță Alianța Nord-Atlantică și avem jurnal la ora 13. Da, și România în direct. Eu propun așa, Sorin Niculescu, ne oprim aici și revin în 7-8 minute pentru a începe înscrierile la programul România în direct. După ce am vorbit noi toată dimineața, cred că e rândul vostru să vorbiți despre ceea ce ați văzut și ați auzit.